În prezentarea de astăzi, vă propunem planta sunătoare, care se mai și numește planta sufletului. Vom vorbi astfel despre generalități, preparate din sunătoare, tratamente preventive, tratamente interne, aplicații externe, reacții adverse și precauții și contraindicații. Aici vă prezentăm câteva imagini din planta numită sunătoare, respectiv părțile aeriene, frunze, flori și fructe. Generalități. Sunătoarea, așa cum vă spuneam, se mai numește și planta sufletului. Este cel mai puternic antidot natural pentru tristețea și melancolia care apar odată cu răcirea vremii și apropiata venire a iernii. Această plantă crește spontan în toate zonele țării, din regiunile submontane până la câmpie. Cu florile sale galbene, cu frunzele cu puncte roșiete cerucinii, este inconfundabilă. Efectele terapeutice cele mai puternice le au vârfurile sale înflorite, care conțin câteva substanțe care atunci când sunt macerate în apă sau în alcool, le dau acestora culoarea roșietică. Preparate din sunătoare. 1. Extractul de sunătoare. Se recomandă persoanelor care sunt supuse la un stres psihic intens și care au tulburări de somn sau care au meteosensibilitate accentuată. Se obține din tinctura de părți aeriene de sunătoare, din care se evaporă complet alcoolul, rămânând o pulbere brun, roșietică, extrem de concentrată, în principiu active, cu miros specific, respectiv extractul de sunătoare. 2. Pulberea de sunătoare. Se macină foarte fin cu râșnița electrică de cafea, tulpinile uscate de sunătoare, apoi se cern printr-o sită fină. Depozitarea pulberii obținute astfel se face în borcane de sticlă închise ermetic în locuri întunecoase și reci pe o perioadă de maxim 15 zile. De regulă se administrează de 4 ori pe zi câte o linguriță rasă pe stomacul gol la orele 7, 13, 19 și 22. Infuzia combinată de sunătoare. Într-o jumătate de litru de apă se pun la macerat vreme de 8 până la 10 ore 3 sau 4 linguri de sunătoare mărunțită, după care se filtrează. Preparatul rezultat se pune deoparte, iar planta rămasă se fierbe în încă jumătate de litru de apă, vreme de 5 minute, după care se lasă să se răcească, se filtrează. În final se amestecă cele două extracte, obținându-se aproximativ un litru de infuzie combinată de sunătoare, care se consumă intern una până la două căni pe zi. 4. Uleiul de sunătoare. În jumătate de litru de ulei de măsline, de sâmbur, de struguri sau de susan, se pun 10 linguri de flori de sunătoare uscată și mărunțită, nu foarte fin. Se lasă amestecul să macereze la soare timp de 2 săptămâni, după care se filtrează, iar preparatul obținut se trage într-o sticlă închisă la culoare, care se păstrează în locuri întunecoase și reci. 5. Tinctura de sunătoare. Se pun 2-3 pumni de flori de sunătoare proaspete sau uscate într-un borcan de 800 de grame cu capac. Se toarnă circa 750 ml alcool alimentar de 50 de grade. Se închide ermetic și se lasă la macerat 3 săptămâni la loc înstorit. Borcanul se agită zilnic, se strecoară, se păstrează în sticle închise la culoare, ermetic și se pun la frigider. Tratamente preventive. 1. Diabetul. Pentru a nu deveni diabetici, trebuie să ținem stresul sub control cu mijloace naturale, iar sunătoarea poate fi cel mai mult la îndemână. Se administrează pulberea de câte 3 lingurițe pe zi, în cure de 2 până la 4 săptămâni, în perioadele cu stres sau când avem o tensiune emoțională pronunțată.
Indigestia, dispepsia, sindromul colonului iritabil. Persoanele care sunt predispuse la aceste afecțiuni trebuie să facă de 2-3 ori pe an o cură cu infuzie combinată de sunătoare și busuioc. Se administrează câte un litru pe zi în cură de 30 de zile. Atacurile de panică. În acest caz se face o cură cu extract de sunătoare câte 800 până la 1200 mg pe zi, timp de 4 săptămâni. Tromboflebita. O clasă de substanțe active numite cumarine, conținute de sunătoare, ajută la prevenirea formării cheagurilor de sânge și a migrației acestora. Ca atare, se recomandă capsulele cu extract de sunătoare câte 4 până la 6 pe zi, în cure de 30 de zile, urmate de 15 zile de pauză, pentru a preîntâmpina apariția acestei afecțiuni. Același extract de sunătoare este un foarte bun adjuvant pentru cei care vor să se lase de fumat, în condițiile în care acest viciu este un factor de risc important pentru tromboflebită. Tratamente interne cu sunătoare. Meteosensibilitatea. În acest caz se administrează extractul de sunătoare câte 800 până la 1000 de mg pe zi, în cure de maxim 6 săptămâni, urmate de 2 săptămâni pauză. Tulburările obsesiv-compulsive. Se administrează capsulele cu combinația de pulbere și extract de sunătoare câte 4 până la 6 pe zi în cure de 2 luni, urmate de o lună de pauză. Anxietatea. În acest caz se recomandă alternarea administrării de sunătoare câte 4 până la 8 capsule pe zi cu pasiflora în cure de câte 4 săptămâni fiecare. Obezitatea și îngrășarea pe fondul dezechilibrelor emoționale. Sunătoarea este o adevărată plantă antiobezitate. Se administrează extractul de sunătoare câte 1,2 grame pe zi, luate fracționat, în reprize cu 30-60 de minute înainte de masă. Colita de fermentație. În acest caz se administrează pulberea de sunătoare câte o linguriță rasă de 4 ori pe zi, în cure de 30 de zile, urmate de 21 de zile de pauză. Sunătoarea se ia pe stomacul gol, înainte de masă, ori la minim 2 ore după ce am mâncat. Principiile active ale plantei reduc numărul de bacterii de fermentație din intestin, reglând astfel flora, refac epitelile și elimină inflamația. De asemenea, tratamentul cu sunătoare ajută la controlul stresului psihic, care este printre principalii factori care conduc la apariția, agravarea sau la recidiva colitei de fermentație. Hepatita virală cronică și acută. În acest caz se recomandă extractul de sunătoare câte un gram pe zi în cure de 6 săptămâni, urmate de alte 3 săptămâni pauză. Insomnie. În acest caz se administrează extractul de sunătoare câte 400 mg de 3 ori pe zi, ultima doză la ora 22. Este un tratament simplu care va face somnul mai odihnitor și mai regenerant. Chiar dacă nu va mări semnificativ perioada de timp în care dormim. Dependența de alcool și de nicotină. În acest caz se administrează extractul de sunătoare câte 1,5 grame în prima săptămână de tratament, reducându-se în următoarele săptămâni doza până la 1 gram pe zi. O cură durează 6 săptămâni și va fi urmată de alte 3-4 săptămâni de pauză, după care tratamentul se reia. Sindromul premenstrual. În acest caz se administrează pulberea de sunătoare, câte o linguriță de 4 ori pe zi, în cure de 28 de zile, cu 10 până la 14 zile pauză. Aplicații externe. Arsuri de gravitate mică și medie. La prima aplicație se face o spălare cu un tampon de vată foarte bine umezit cu tinctură de sunătoare.
imediat după ce se usucă pielea, se aplică ulei de sunătoare din belșug. Zilnic se fac 2-3 asemenea aplicații, având grijă ca 24 de ore după folosirea preparatului cu sunătoare, pielea să nu fie expusă la soare. Vânătăi. Se ține o compresă cu tinctură de sunătoare pe zona afectată. Va fi diminuată în acest caz senzația de durere. Leziunea se va vindeca mai rapid și va fi mai puțin evidentă în diferitele faze ale vindecării. Răni deschise. În acest caz se face o spălare cu tinctură de sunătoare, după care se lasă rana la aer pentru a se cicatriza rapid. Se fac 2-3 asemenea aplicații pe zi. Reduc durerea, previn infecția și accelerează procesul de vindecare și de cicatrizare. Dermatita. Se fac de 3 ori pe zi aplicații cu ulei de sunătoare până la vindecarea completă. Mai multe studii au confirmat acțiunea vindecătoare a sunătoarei în această afecțiune. Reacții adverse la tratamentul cu sunătoare. Toate studiile făcute până acum arată că procentajul celor care au reacții adverse este foarte redus, sub 5% la sunătoare față de 31% la medicamentele alopate, iar aceste reacții sunt minore. Cel mai frecvent apare sensibilitatea excesivă a organismului la lumină, fotosensibilitatea, în special la lumina solară, care poate produce arsuri pe piele, disconfort ocular, durere de cap. De aceea, persoanele care fac tratament cu sunătoare nu se vor expune la soare între orele 11 și 18. Alte posibile efecte adverse ale tratamentului intern și extern cu sunătoare sunt uscarea gurii, amețeli temporare, erupții pe piele și mâncărimi temporare, foarte rar dificultate în adormire, tulburări gastrointestinale. În literatura de specialitate sunt menționate și câteva cazuri izolate de agravare a tahicardiei, a simptomelor anxietății, a tulburărilor de concentrare, a depresiei celor care deja luau medicație chimică pentru această afecțiune. Precauții și contraindicații la tratamentul cu sunătoare. Prima contraindicație la această plantă este pentru cei care în paralel iau medicamente de sinteză contra depresiei și anxietății, contra insomniei, contra epilepsiei, contra infecției cu HIV. Există posibilitatea să aveți alergie la această plantă, motiv pentru care la început veți lua sunătoare în doze mici, o zecime din doza normală, mărind treptat doza până la cea prescrisă. Alergia la sunătoare se manifestă prin erupții pe piele, dureri sau senzații de jenă gastrointestinală. De regulă, un tratament durează între 1 și 3 luni, după care se face o pauză de 2 până la 4 săptămâni, iar apoi tratamentul se poate relua. Respectați cu strictețe această recomandare. În caz contrar, pot apărea nevralgii, tulburări de somn, iritații ale tegumentelor și alte simptome. Sunătoarea nu dă dependență, iar studiile arată că efectele sale se mențin pe o durată de timp considerabilă după încetarea tratamentului. Extractul de sunătoare și depresia. Extractul de sunătoare a ajuns să fie medicamentul cel mai administrat în Uniunea Europeană contra aceste afecțiuni. Ce face extractul de sunătoare mai exact? În primul rând, determină scoarța cerebrală, să elibereze anumiți neurotransmițători, care sunt niște substanțe naturale care ne induc stări emoționale pozitive. Optimism, entuziasm, tonus. Apoi, această plantă atenuează prin mecanisme neurologice doar parțial cunoscute sentimentele de pesimism, de gol interior, de vinovăție paralizante. În timpul curei de sunătoare se administrează extractul asociat pentru un efect mai bun și pentru evitarea reacțiilor adverse cu pulberea de plante în proporții egale. Doza zilnică de extract va fi cuprinsă între 600 și 1200 mg, administrate în 3 reprise pentru o perioadă de 4 până la 6 săptămâni,
urmate de alte 2 săptămâni de pauză, după care administrarea se poate relua.